Deplasarea de la Belgrad nu a fost una cu noroc pentru ploieștenii elevii lui Arnautovici au fost învinși de cei de la Partizan. Primul sfert a fost unul disputat încheindu-se cu doar două puncte avans pentru gaz de 25 la 23. Sârbii s-au distanțat mai mult din sfertul 2, dar campionii României nu s-au lăsat ușor și au recuperat treptată diferența. Și la jumătatea partidei Partizan avea un avans de doar 5 puncte. Sfertul 3 a aparținut ploieștenilor care l-au câștigat la o diferență convingătoare, 20 la 11. Totul s-a terminat însă cu 7 minute înainte de finalul meciului când baschetbaliștii basketbaliștii prahoveni au cedat conducerea sârbilor, care au reușit astfel să obțină și prima victorie din această ediție a Eurocup. Următorul meci pe care CSU Asesoft îl va juca în Eurocup este cu rușii de la Volgograd, pe teren propriu miercuri 19 noiembrie de la ora 19.45.